Timp de două zile, locuitorii satului Orăștioara de Jos din comuna Beriu au petrecut rusaliile împreună cu cântec, joc și voie bună. S-au adunat pe prundul din mijlocul satului cu micu mare, din județ, dar și de peste hotare, ca să ducă mai departe tradiția sărbătoririi zilelor satului Orăștioara de Jos, ajunse la a treia ediție. Petrecerea de duminică a început cu parada portului popular, purtat cu mândrie de membrii Asociației Izvorul Colnicului. Am început în 2019, a venit după 2 ani de pandemie, anul trecut a fost a doua ediție, anul acesta a treia ediție, era păcat să nu continuăm, mai ales că în Orășoara de Jos avem această asociație Izvorul Colnicului care pune foarte mult suflet în tot ceea ce face ca să ducă mai departe toate tradițiile satului Orășoara de Jos. Bani n-au fost foarte mulți, a fost mai mult din sponsorizări, din ceea ce au reușit aceste două doamne să poate să facă rost de la sponsor și cunoștințele care au dorit să participe la acest eveniment. Primăria, Consiliul Local a participat cu o sumă nu foarte mare și noi ne bucurăm că evenimentul are loc. Casa este acolo unde ai oamenii dragi alături. Mă simt extraordinar de bine, sunt foarte bucuroasă că ne-au fost alături toți cei din sat. Și nu numai, că avem atâta lume în jurul nostru și apreciază ceea ce facem noi și e o bucurie pentru noi. Apoi ținte, joc, strigături, chiuituri, fluierături și bătut pământul cu picioarele de, cu siguranță, au fugit speriate din sat până anul viitor, toate elele cele rele. Și dacă tot a fost vorba de tradiții, nu putea lipsi și folclorul autentic. Au fost aplaudați interpreți consacrați, dar și tinere talente, printre care Vlad Lință, unul dintre finaliștii festivalului concurs Drăgan Muntean. Vă lasă mândrătețe, la-la-la-la-la-la-la-la, dar cu altul nu cu mine, la-la-la-la-la-la-la-la. Vă lasă mândrătețe, la-la-la-la-la-la-la-la-la, dar cu altul nu cu mine, la-la-la-la-la-la-la-la. Eu scrisor dintr-o bucată, mulțumim din suflet! Mulțumim, Vlad! Finalul petrecerii a fost rezervat muzicii rock. Au menținut atmosfera până târziu în noapte, The Story și Pragul de Sus. Luni în comuna Beriu, alt eveniment. De data aceasta este vorba de prima ediție a festivalului concurs de tarafuri tradiționale, Relul de la Căstău. Acest festival concurs este ceva inedit, este în colaborare cu Centrul de Cultură al județului Hunedoara și chiar am discutat și cu domnul Ciprian Roman. Este o noutate, sperăm ca prima ediție să aibă succes. Până anul viitor de Rusalii este vreme pentru a planifica o nouă sărbătoare.